Salut tuturor, sunt Radu și avem aici o pisică, o pisică care s-a așezat fix în fața mea când pregăteam setup-ul ca să filmez și acum s-a culcat și o volnă de aici însă pentru că trebuie să filmez un clip. Salut, sunt Radu și acesta este un iPhone 8 impecabil, arată ca un nou nouț, doar că este un telefon recondiționat, a sosit în această cutie și sunt chiar uimit de cât de bine poate fi făcut să arate un telefon folosit anterior, verificat de un tehnician profesionist, reparat în toate aspectele care necesitau acest lucru. Telefonul acesta vine de la Orange, care are o secțiune de telefoane recondiționate pe site-ul lor. E un link în descriere, intrați acolo ca să vedeți oferta lor. Sunt telefoane mid-range și flagship, au și iPhone, acolo au Samsung Note 10, S20 Fan Edition, Xiaomi Redmi Note 9 Pro și alte modele. Ideea este că dacă sunteți în căutarea unui telefon mai ieftin pentru voi sau pentru vreun părinte sau altcineva, puteți lua un telefon recondiționat de la Orange, testat și verificat și făcut să arate atât de bine, în loc să intrați în hora telefonelor second hand de pe site-urile de profil unde e cam loterie. Și apropo, un astfel de telefon recondiționat vine cu 12 luni de garanție oferită de Orange, și drept de retur 30 de zile. În caz că nu vă place ce ați comandat sau nu vi se potrivește, îl dați înapoi fără nicio problemă. Recondiționat înseamnă practic adus la starea inițială, adică acest model pe care l-am primit eu nu are nicio zgârietură, ecranul e perfect, spatele care e de sticlă este perfect și acesta, lateral le arată foarte bine, senzorul Touch ID este foarte bine curățat, portul Lightning nu are zgârieturi, n-aș fi jurat niciodată că nu este un telefon nou. A fost livrat astfel, ReCommerce, apropo, este partenerul Orange în această aventură. Asta e cutia în care a sosit. Telefonul a venit învelit aici în folie. Am primit un încărcător Lightning cu adaptor de priză cu care am și încărcat telefonul de fapt și un hands-free, model clasic cu telecomandă pe fir. Se potrivește cu acest telefon, a funcționat fără probleme, așa vin toate de fapt. M-am uitat cu lupa la șurubele de pe lângă portul Lightning unde se poate desface telefonul și acelea par a fi fost desfăcute. Părerea mea este că pe acest model a fost schimbată bateria, pentru că iOS raportează un battery health de 100%, ceea ce este extraordinar. Telefonul ăsta practic mai ține încă 4 ani cu bateria din el. Și hardware-ul este perfect. În primul rând, când l-am scos din cutie, a venit cu iOS 14.4 și a făcut update automat la 14.7.1, care e cea mai recentă versiune în momentul când filmez acest clip. Ecranul e foarte bun, nicio zgârietură, niciun pixel mort, culorile sunt vii, luminositatea e puternică, este uniformă pe ecran. Difuzoarele funcționează, s-a conectat fără probleme la toate rețelele, vibrația funcționează, am făcut fotografii, camera focalizează repede și scoate fotografii așa cum te aștepți de la un iPhone, adică foarte bune. Senzorul de amprentă reacționează din prima când îl deblochez. În fine, ca un telefon nou nou, doar că eu știu din ce cutie l-am scos și știu că este unul recondiționat și vândut de Orange. chiar uimitor ce viață lungă poate avea un astfel de dispozitiv, câtă vreme îi se face mentenanță, câtă vreme îi se face recondiționarea de către un servis profesionist, cum a fost cazul aici. Asta e clipul, mulțumesc că v-ați uitat. Dacă sunteți în căutarea unui telefon, uitați-vă de și pe oferta de recondiționate de la Orange, pentru că este foarte bună și puteți găsi acolo telefoane de top. Dați un like și subscribe la canal dacă v-a plăcut și ne vedem și la alte ocazii. Să aveți o zi bună!